Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Fraților, să ne recunoaștem păcatele ca să luăm parte, așa cum se cuvine, la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii, astăzi în solemnitatea lui Hristos, Regele Universului. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Slava ta cea mare.
singur prealt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire lui Dumnezeu Tatăl. Puternic și veșnic, care ai voit să refaci totul în Fiul Tău prea iubit, Regele Universului, dă-ne, te rugăm, harul ca toată făptura eliberată din robie să slujească Maiestății Tale și să te laude într-un glas fără încetare, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Ezechiel. Așa spune Domnul Dumnezeu: Iată, eu însumi voi căuta turma mea și o voi observa. Așa cum se îngrijește un păstor de turmă în ziua când este în mijlocul turmei sale împrăștiate, tot așa mă voi îngriji eu de turma mea și o voi salva din toate locurile unde a fost împrăștiată în ziua înnorată și întunecată. Eu voi păstori turma mea și eu le voi face să se odihnească. Oracolul Domnului Dumnezeu. Pe cea pierdută o voi căuta, pe cea rătăcită o voi aduce înapoi, pe cea rănită o voi bandaja, pe cea slăbită o voi întări, voi avea grijă de cea grasă și de cea puternică. Le voi păstori cu judecată. Cât despre voi, turma mea, așa spune Domnul Dumnezeu: Iată, voi face judecată între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Cuvântul Domnului. Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășun verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează pe cărări drepte de dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău,
căci Tu ești cu mine, toiagul și noiaua Ta mă mângâie. Pregătești masă pentru mine în fața supritorilor mei, îmi ungi capul cu untdelen și paharul meu e plin de serevă. Și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel, în Hristos, toți vor fi readuși la viață. Dar fiecare la rândul lui, cel din tâi Hristos, după aceea cei care sunt ai lui Hristos, la venirea lui, apoi va fi sfârșitul, că cel va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere, că cel trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea, iar când toate îi vor fi supuse, atunci și el, Fiul, se va supune celui care i-a supus lui toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Cuvântul Domnului. Cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine a Părintelui nostru David. Aleluia, aleluia.
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi, când va veni Fiul omului în gloria Lui împreună cu toți îngerii, atunci se va așeza pe tronul gloriei sale și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, iar El îi va despărți pe unii de alții, așa cum păstorul desparte oile de capre. Va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. Atunci regele va spune celor de la dreapta sa, veniți, binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit la mine. Atunci îi vor răspunde cei drepți zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei? Când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut bolnav sau în închisoare și am venit la tine? Iar regele, răspunzând, le va spune, adevăr vă spun, tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut. Atunci le va spune celor de la stânga, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit pentru diavol și îngerii lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat. Atunci ei îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat, sau străin sau gol, sau bolnav sau în închisoare și nu ți-am slujit? Iar el le va răspunde, adevăr vă spun, tot ce nu ați făcut unuia dintre aceștia, cei mai mici, mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia în chinul veșnic, iar cei drepți în viața veșnică. Cuvântul Domnului. Cernice părinte paroc și decan Paul Budău, cucernici părinți, concelebranți, iubiți credincioși prezenți fizic astăzi în catedrala noastră din Iași și iubiți credincioși care sunteți în comuniune directă cu noi prin mijloacele moderne de informare în masă. Celebrăm astăzi ultima duminică din anul liturgic, an numerotat cu litera A, în care am meditat Evanghelia după Sfântul Matei. Sfânta Biserică ne cheamă în această ultimă duminică, în toți anii că avem împărțit în ciclu A, B și C. Noi suntem la finele anului A, din punct de vedere liturgic, așa cum avem noi în liturgia
romano-catolică. Dar în toți anii A, B și C, ultima duminică din an este dedicată de Sfânta Biserică celebrării solemnității lui Hristos, Regele Universului. Instituirea acestei sărbători a fost decisă de către Papa Pius al XI-lea la 11 decembrie 1925, prin documentul intitulat în limba latină Quas Primas, la încheierea jubileului celebrat în acel an, 1925. Deci este o sărbătoare relativ recentă pe care noi, latinii, o celebrăm, o sărbătorim în această ultimă duminică din anul liturgic, pentru că duminica viitoare va fi anul nou din punct de vedere liturgic, bisericesc. Vom începe un nou an bisericesc cu prima duminică din Advent. Lecturile biblice de la Sfânta Liturghie de astăzi ne spun că Domnul nostru Iisus Hristos este Regele Universului, Păstorul cel Bun al omenirii. Sau cum am ascultat deja în Evanghelie, Judecătorul Suprem al celor vii și al celor morți. Chiar dacă vremea regilor a apus, Biserica păstrează lui Hristos acest titlu de rege, deoarece el este altfel de rege decât regii acestui pământ. El este regele păstor care merge în fruntea oilor sale, care le adapă la cele mai bune izvoare, care le duce la cele mai bune pășune, care merge în căutarea oiței pierdute, care se îngrijește de toate oițele, nu numai de unele, care își dă viața pentru oițele sale, care nu pune poveri, ci mai degrabă ridică povara celor căzuți, care nu apasă pe nimeni, ci odihnește pe toți cei osteniți și împovărați. Biserica ne spune astăzi fiecăruia dintre noi: Iisus te iubește, Iisus te sfătuiește, Iisus te mângâie, Iisus te iartă, Iisus te așteaptă, Iisus te binecuvântează. În litania inimii lui Iisus avem o invocație care sună așa de frumos: Inima lui Iisus, regele și centrul tuturor inimilor, miluiește-ne pe noi. Așa este, Iisus este regele și centrul tuturor inimilor. El este regele întregului univers, El este regele nostru. Pe acest rege păstor suntem chemați astăzi să-L contemplăm, să-L alegem ca rege al nostru și să-L adorăm. Vă așteptăm la adorație. Dar atenție, mai este cineva care pretinde, care vrea să fie regele nostru, dar este un rege rău, un rege păstor, amăgitor, înșelător. Acesta este diavolul, Satana, adversarul lui Dumnezeu și adversarul slujitorilor lui Dumnezeu. Este șarpele de la început, Balaurul, care după ce ne-a scos din raiul pământesc în protopărinții noștri Adam și Eva, vrea acum să ne împingă în iadul veșnic,
acolo unde, spune Iisus, va fi plângere și scrâșnire din dinți, acolo unde nu este decât chin, suferință și moarte veșnică. Și de-a lungul timpului, până în zilele noastre, acest rege rău, Satana, diavolul, a creat multe generații și organizații contrare lui Dumnezeu și turmei sale. Noi avem convingerea că victoria finală nu va fi a lui, ci va fi a regelui păstor Iisus, cel care și-a dat viața pentru oile sale. Fiecare om, în baza libertății primite de la Dumnezeu, este chemat în această viață pământească să aleagă, să aleagă pe care dintre acești doi regi să slujească, pe regele Hristos sau pe Satana. Pentru că la sfârșit va fi un sfârșit. La sfârșit va fi judecata. Nimeni nu scapă de judecată la sfârșit. Dar care sfârșit? La sfârșitul fiecărui om, a fiecăruia dintre noi, atunci când vom muri, va avea loc judecata particulară. Și la sfârșitul istoriei omenirii, pentru că omenirea va avea un sfârșit, și atunci va fi judecata universală, despre care ne vorbește chiar Iisus în Evanghelia pe care am ascultat-o puțin mai înainte. Atunci, la judecata universală, se va face diferențierea, iar criteriul de diferențiere va fi modul în care noi, oamenii, am practicat sau am refuzat să practicăm iubirea, esența Evangheliei lui Iisus, esența învățăturii noastre creștine. Acela va fi criteriul de judecată. Practicarea sau refuzarea practicării iubirii. Nu vă fi întrebați câți bani am avut, în ce casă am locuit, ce funcții sau demnități am ocupat pe fața pământului și așa mai departe. Nu! Vom fi întrebați dacă am iubit concret în faptele noastre sau dacă am refuzat să trăim iubirea, caritatea. Că spune Iisus, am fost flămând și voi mi-ați dat să mănânc, am fost însetat, mi-ați dat să beau, am fost străin, am fost gol, am fost bolnav, am fost în închisoare și ați avut grijă de mine. Când, Doamne? Ori de câte ori ați făcut aceste fapte de iubire, unuia sau altuia dintre semenii voștri, mie mi-ați făcut. Iar ori de câte ori n-ați voit să faceți fapte de iubire față de semenii voștri, pentru că am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, am fost însetat, nu mi-ați dat să beau, am fost străin, am fost gol, bolnav, am fost în închisoare și m-ați neglijat. Când, Doamne? Ori de câte ori ați refuzat să faceți aceste lucruri, unuia sau altuia dintre semenii voștri, cât ați trăit pe pământ, mie nu mi-ați făcut. De aceea vor auzi atunci oamenii, cei care au împlinit iubirea în faptele lor, cuvintele pline de mângâiere: veniți, binecuvântații Tatălui meu! Iar cei care au refuzat să trăiască iubirea vor auzi cuvintele de condamnare: plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic al iadului. Fraților, nu sunt lucruri de glumit, nu sunt povești acestea, sunt adevăruri revelate de Dumnezeu, învățate de Regele nostru Iisus. Și nu numai că ne-a învățat, Iisus ne-a dat exemplu cu propria sa viață, spunându-ne, așa cum ați văzut că am făcut eu, să faceți și voi. Să ne amintim numai momentul de la cina de taină, când Iisus
a spălat picioarele ucenicilor săi. Și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Sunteți datori și voi să trăiți iubirea, să-i ajutați pe semenii voștri. Să nu vă arătați indiferență în fața situațiilor concrete în care se află semenii voștri. Dumnezeu, iubiți credincioși, va demonstra la judecata universală, în văzul și în auzul tuturor, că El este singurul suveran și că El nu tolerează la nesfârșit răutatea oamenilor, lipsa lor de respect față de numele Său și ura față de credincioșii Săi. Va veni, deci, momentul judecății, va fi acel sfârșit, iar noi trebuie să ne pregătim pentru El. Istoria Bisericii este plină de mărturii cu privire la prigoanele dezlănțuite de regele cel rău, diavolul, și faliții lui împotriva lui Dumnezeu și a credincioșilor Săi. Dar tot istoria este plină și de mărturii cu privire la rezistența opusă de adevărații eroi ai credinței. Să vă amintesc prigoanele din Franța, din Rusia, din Mexic, unde închiderea bisericilor și uciderea creștinilor în frunte cu persoanele consacrate au fost modul dur, atroce, de acțiune a prigonitorilor bisericii, a regelui cel rău, diavolul și faliților lui. Este interesant de văzut cum oameni simpli de la țară s-au împotrivit în fața acestor tirani. În vestul Franței au fost țăranii din Venda, iar în Mexic au fost cei din grupul numit Cristeros, cei ai lui Hristos, care la strigătul ateu, trăiască tatăl nostru Satana, ei replicau cu trăiască regele nostru Hristos, trăiască Fecioara Maria de Guadalupe, trăiască Mexicul creștin. Unul dintre martirii mexicani curajoși în acel timp a fost și preotul iezuit Miguel Augustin Pro, împușcat fără proces în anul 1927 și beatificat în 1988. Ultimele sale cuvinte au fost acestea: trăiască regele Hristos. Și a fost ucis pentru Hristos. Acum se bucură și cântă veșnic: Hristos învinge, Hristos trăiește, Hristos de-a pururi stăpânește. În sărbătoarea lui Hristos Rege, în anul 1992, Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea a beatificat alți 26 de mexicani, dintre care 22 erau preoți. Unul laic numit Manuel Morales, născut în 1898, era un sindicalist catolic, căsătorit și tată a trei copii mici, a spus înainte de execuția sa: eu mor, dar Dumnezeu nu moare niciodată. El va avea grijă de soția și de copiii mei. Să amintim aici și de martirii credinței noastre din România, din timpul comunismului ateu. Preoți, episcopi, laici, care au rămas neclintiți în fața chinurilor groaznice la care au fost supuși de către ateii comuniști, între ei fiind și bravul nostru episcop martir Anton Durcovici, avem acolo imaginea lui. Toți cei amintiți, iubiți credincioși, acum cântă veșnic în ceruri, fericiți pentru totdeauna, trăiască regele Hristos, sau cântarea cunoscută de noi toți în limba latină: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Hristos trăiește, Hristos domnește,
Hristos de-a pururi stăpânește. Tot astăzi, în sărbătoarea lui Hristos Rege, Sfânta Biserică ne propune pentru cântec sau recitat, noi am cântat astăzi, așa de frumos, Psalmul 23. Îl cunoaștem toți, pentru că îl cântăm tot timpul anului, în diferite momente, la Sfânta Liturghie sau cu ocazia înmormântărilor sau rugăciunilor pentru morți. Acest Psalm 23, Domnul e păstorul meu, ne dezvăluie trei secrete ale urmării Regelui nostru păstor Iisus. Și aș vrea să le reținem fiecare. Primul secret, conținut în cuvintele, Domnul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Avem aici secretul unei vieți fericite, cu toate dorințele împlinite. Ce bucurie, ce fericire mai mare decât să știi că Domnul, de la Dominus, stăpânul nostru, regele nostru, păstorul nostru, Iisus, este păstorul cel bun. Nu voi duce lipsă de nimic. Al doilea secret îl găsim în cuvintele, chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Dacă am medita cuvintele de la aceste cântări frumoase, de la Psalmul 23 în cazul de față, ne-am îmbogățit extraordinar de mult sufletește și am căpătat atâta forță, curaj și putere de a depăși toate greutățile vieții. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu, Doamne, ești cu mine. Avem aici secretul unei morți fericite, cu toate temerile risipite. Și al treilea secret îl avem în cuvintele finale. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Adică în veci. Iată, aici avem secretul unei veșnicii fericite, cu toate aspirațiile împlinite. Fraților, există și astăzi mulți oameni nefericiți. Și sunt nefericiți aceia care nu cred, nefericița căror viață este doar în aceste cuvinte, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. 1 Corinteni 15, 32. Ei își închipuie că nu există nimic dincolo de moarte. Aici e raiul, aici e paradisul, să mâncăm și să bem. Dar se înșeală amar că într-o zi vor muri. Toți vom muri într-o zi. Pe când fericirea și îndurarea, învierea și viața, odihna și siguranța, fericirea la dreapta lui Dumnezeu și viața veșnică, toate acestea sunt partea celor drepți, a celor care au săvârșit binele, iubirea în viața lor. Toate aceste bunuri veșnice ale Regelui nostru Iisus, pentru noi toți, trebuie să ne țină într-o continuă stare de veghe, să ne ferească de a ne asocia în companii periculoase, să ne împiedice de a mânca și a bea cu bețivii acestei lumi, 1 Corinteni 15,33 și de asemenea Matei 24,49, fie ca prietenia cu Iisus, Regele nostru și Harul Său, să ne fie suficiente până la întoarcerea Lui în glorie, așa cum ne amintește preotul la fiecare Sfântă Liturghie, iar dumneavoastră toți răspundeți, veți răspunde și astăzi, căci a Ta, Doamne, este împărăția și puterea și mărirea în veci. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic. Nevăzutelor,
Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, dar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși a venit cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, descrierea pe care a făcut-o Iisus despre realitățile viitoare este încurajatoare pentru noi creștinii. În rugăciunea noastră să-i cerem acum Domnului ca împărăția sa să găsească primire și realizare pe toată fața pământului, să spunem, Doamne, vie împărăția ta! Pentru ca Sfânta Biserica lui Dumnezeu, răspândită pe toată fața pământului, să vestească împărăția lui Hristos, proclamând cu mult curaj Evanghelia și punându-se în slujirea celor mici, să ne rugăm. Doamne, vie împărăția ta! Pentru ca toate persoanele consacrate să-și trăiască în fidelitate consacrarea lor și practicând în mod exemplar faptele de milostenie, să dea mărturie lumii că împărăția lui Dumnezeu se află printre noi, să ne rugăm. Doamne, vie împărăția ta! Pentru ca toți conducătorii de state, punându-se în slujirea păcii, dreptății și binelui comun, să pregătească omenirea pentru venirea împărăției lui Hristos, să ne rugăm. Doamne, vie împărăția ta! Pentru ca fiecare credincios să vadă în cei săraci fața lui Hristos, să-i slujească și să iubească întocmai ca pe frații Mântuitorului, Regelui, Judecătorului și Domnului timpurilor viitoare, să ne rugăm. Doamne, vie împărăția ta! Pentru ca Domnul Iisus să fie inima și scopul vieții noastre și să putem recunoaște concret suveranitatea sa, practicând faptele de milostenie, să ne rugăm. Doamne, vie împărăția ta! Părinte atotputernic, prin Iisus Hristos ai inaugurat în lume împărăția iubirii și a păcii. Susține-ne cu harul tău, pentru ca după exemplul lui Hristos să practicăm faptele de milostenie cu fidelitate aici pe pământ, și să putem intra în patria cerească. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Aducându-ți, Doamne, jertfa de împăcare a neamului omenesc, te rugăm cu umilință ca însuși Fiul Tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate și pace. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim, Doamne, vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci Tu ai consacrat pe Fiul Tău unul născut cu unt de lemnul bucuriei, ca preot veșnic și rege peste toate, pentru ca El, dăruindu-se pe altarul crucii, drept victimă neprihănită de împăcare, să ducă la îndeplinire taina răscumpărării noastre și, luând în stăpânirea Sa toate făpturile, să ofere Maiestății Tale nemărginite o împărăție veșnică și universală, împărăția adevărului și a vieții, împărăția sfințeniei și a harului, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând cu bucurie. Thank you.
cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Așadar, moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți, cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amintindu-ne de demnitatea de copii ai lui Dumnezeu pe care am primit-o la botez, să ne unim acum glasurile, să le înălțăm spre ceruri, rugându-ne împreună,
așa cum ne-a învățat Iisus, prezent în mijlocul nostru, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu, dar spune-mi în cuvânt și va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. În preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima
și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta, dragostea ta față de suflete, te va duce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu Mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin.
să ne rugăm. După ce am primit hrana vieții nepieritoare, te rugăm, Doamne, ca noi care suntem mândri să ne supunem poruncilor lui Hristos, Regele Universului, să ne învrednicim a trăi fără de sfârșit alături de El în împărăția cerească. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Câteva anunțuri viscădincioși. Imediat după binecuvântare urmează expunerea Preasfântului Sacrament spre adorare până la liturghia de la ora 4. Imediat, până la ora 1, vor rămâne spre adorare credincioșii care doresc să rămână după Sfânta Liturghie, apoi de la ora 13 la ora 14 va fi un program asigurat de persoanele consacrate, de la ora 14 la ora 15 seminariștii, iar de la 15 la 16 tinerii. Duminica viitoare, 29 noiembrie, va fi prima duminică din Advent. Începem așadar un nou an liturgic, pe parcursul căruia ne vom apropia și mai mult de misterul lui Hristos Mântuitorul, cu care ne vom întâlni în cuvântul Scripturii și în pâinea euharistică la toate celebrările duminicale, precum și în sărbătorile și solemnitățile de peste an. Ca și în anii precedenți, tinerii din Acțiunea Catolică au pregătit coroane de advent pe care le veți putea procura după Sfintele Liturghii din duminica viitoare. Acestea vor fi binecuvântate în cadrul ceremoniei de aprindere a coroanei de advent din catedrală, care se va desfășura sâmbătă, 28 noiembrie, la liturghia de la ora 18. Colecta de astăzi este pentru susținerea vocațiilor din seminariile diecezane. Vă mulțumim pentru generozitatea dumneavoastră dovedită de fiecare dată. La biroul parohial sau la ieșirea din catedrală veți putea găsi calendarul bisericesc pentru anul 2021 în varianta clasică și cel cu file pentru familiile mixte. Lăudat să fie Iisus Hristos! Așadar, ați reținut, imediat după binecuvântarea finală, va fi expus Preasfântul Sacrament. Eu voi recita actul de consfințire către inima Preasfântă a lui Iisus și, așa cum probabil majoritatea știți, recitarea acestui act de consfințire în mod public în sărbătoarea lui Hristos Regele obține indulgență plenară pentru cel care recită sau cei care vă uniți cu mine, care îl voi recita la microfon, îndeplinindu-se, bineînțeles, și celelalte condiții, cu inimă curată, primind Sfânta Împărtășanie și adăugând și o rugăciune după intențiile Sfântului Părinte Papa. Vă îndemnăm așadar din suflet să găsiți timp și pentru adorație în această zi, pentru că prea multă lume îl batjucurește pe Dumnezeu, îl supără prin păcate, prin tot felul de răutăți. Astăzi să aducem ispășire și să reparăm toate aceste ofense aduse Maestății Divine prin păcatele noastre și ale lumii întregi. Vă așteptăm la adorație. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să
să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Prea dulce Iisuse, Mântuitorul neamului omenesc, privește spre noi care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului Tău. Suntem ai Tăi, voim să fim ai Tăi și ca să fim mai strâns uniți cu Tine, astăzi fiecare din noi se consfințește de bună voie inimii Tale preasfinte. Mulți nu Te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile Tale și s-au lepădat de Tine. Fie-ți milă, o bune Iisuse, și de unii și de alții, și atrage-i pe toți la inima Ta preasfântă. Doamne, fii regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de Tine, ci și al fiilor rătăciți care Te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească pentru a nu pieri de lipsă și de foame. Fii regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite și al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului și al unirii în credință, ca în curând să nu mai fie decât o singură turmă și un singur păstor. Privește în sfârșit cu milă pe toți aceia care mai trăiesc în întunericul idolatriei sau nu Te recunosc de Fiul lui Dumnezeu și nu refuza să-i atragi la lumina și la împărăția Ta. Dă, Doamne, bisericii Tale o libertate sigură și fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniștea bunei orânduiri și fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas, lăudată să fie dumnezeiasca inima lui Iisus, care ne-a dobândit mântuirea. Ei să-i fie slavă și cinste în vecii vecilor. Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Inima lui Iisus, Regele și centrul tuturor inimilor. Inima lui Iisus, Regele și centrul tuturor inimilor. Inima lui Iisus, Regele și centrul tuturor inimilor. Iisuse, cu inima blândă și smerită, să ne rugăm, atotputernice, veșnice Dumnezeule, privește spre inima prea iubitului tău Fiu și spre laudele și îndestulările ce ți le aduce în numele păcătoșilor și împăcat fiind prin ele, iartă-i pe cei care îți cer milostivirea în numele aceluiași Fiu al tău, Iisus Hristos, care împreună cu tine viețuiește și domnește în vecii vecilor. Acum, în timp ce va cânta corul un cântec împreună cu dumneavoastră, noi preoții și ministranții ne retragem în sacristie și, așa cum a spus Părintele Paru, cei care nu puteți veni la altă oră la adorație, să rămâneți acum până la orele 1. Sau fiecare după posibilități. Lăudat să fie Iisus Hristos!